Polițiștii din Șimleu, Silvaniei, au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 10 persoane, 7 bărbați și 3 femei, cu vârste cuprinse între 16 și 62 de ani, pe numele acestora fiind emise mandate de aducere. Totodată, dintre cele 10 persoane, 4 au fost depistate și conduse la sediul poliției orașului Șimleu, Silvaniei, iar față de aceștia, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, urmând a fi prezentați unității de parchet competente. Pe parcursul activităților, polițiștii au fost sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și de jandarmi sălăjeni. Oh, my God.